Bună seara, a venit surpriza, Micu Bendea mă numesc. Mulțumesc pentru aplauze. Vreau aplauze mai generoase pentru cuplul din această seară. Vă rog, 15 minute, nu vă grăbiți cu plicurile. Știu că Reghi nu-i departe. Lângă Târgu Mirghi, un oraș superb. Domnul Socru Mare mai așteaptă și găinile oleacă, mai așteaptă și iepurii. Mire, te rog, săracul nu știe, închide gura, fiate, eu-s aici. Cărin, uita la Socru. Cărin, doi Cărine aici. Ai grijă, Mireasa, Mădălina, felicitări, casă de piatră, să vă dea Dumnezeu ce știu eu și eu știu, căsătorii de 5 ani, așa că n-ară. Felicitări, vă potriviți extraordinar, tu vărsător, ca și mine, bă, cu bols, poți să calci pe el ca pe cobor. Mireasa, Mădălina, ce zodie ești acum după căsătorii? Săgetatul. O să fii Scorpion, aplauze pentru Mireasa. Îți dai seama? Ce potrivire, ce aliniere de astre, cum s-au cunoscut ei la facultate, așa e la facultate. Ce înseamnă să ai intelectuali în sală. Ea a căzut de pe scaun. Ea a căzut, vă dați seama ce curs interesant era. La Babes Boioi? La comunicare? La comunicare, da. Era un curs interesant și au căzut de pe scaun. Călin, om cu scaun la cap, o ridicat-o. Că noi vărsătorii nu ne prindem la detalii. Deci trebuie să cadă de pe scaun ca să... După 6 ani de relație v-ați căsătorit. 12, dar 6 ani de când... Voi aveți cei 12 ani de acasă, vă dați seama. 12. Mire, dragă, condoleanțe. 12 ani. Dar s-au văzut la petrecerea... Cine a fost la petrecerea burlăcițelor? Unde a fost? La Sun Garden? La relaxare, la Sun Garden. Normal, ne relaxăm, că după aia, după lungă, nu am dropit. Mirele săracul s-a dus la pir. Și la escape room. Cam târziu. Felicitări la X Factor pe viață, bravo. Extraordinar. Ce cuplu frumos, tu te ocupi cu jocul. Dai seama că întreabă neamurile, mătușile, unchii. Da, Mădălină, cu ce se ocupă bărbatul? Cu jocurile. Vai ce bărbat serios. Dar tu cu ce te ocupi, dragă? Cu future. Jocuri în viitor. M-am uitat foarte mult. Are, pe vremuri, ce era zestrea miresei, nu? Haine, țesături, sită, ea are zestre site? Și o grămadă de conturi. Bă, ai luat-o bogată. Cont de Instagram, cont de Facebook, nu apătim, dar să nu lași aplauze, bravo! Plină de conturi. M-am uitat pe site-urile tale, pe conturile tale. Încerc să înveți profesorii să predea... Altfel. Altfel. Adică, eu sunt profesor de matematică, nu aplaudat. O să preda altfel, dar nu proștii sunt. Ca să trec un elev în toamnă, eram la 12, l-am întrebat care e definiția paralelogramului și o zis, proful, nu e un dreptunghi fumat? E foarte greu, acum se apropie bacul. No, la bac tot timpul ne-o dat poezie. Îs disperați, a doua zi elevii, ne-o dat poezie la română, dar ce dracu să dea instrucțiuni, e rotopertutor? Să nu știi tu o poezie, care e cel mai mare poet contemporan? Dedeman. Bă, da, zice, de venea aia cu rotopertutor, aia și aia. Zice, ce-ți optica? Ce aia cu betoniera? Dragoste e femeie, o fele, o betoniera. O betoniera pentru cuplu din seara aceasta ca să-și amestece sentimentele. Scriu multe, acum e la modă să fii influenceriță. Să fii, scriu multe, doamne, domnișoare, la posterile care zic, Mădălina, tu ne inspiri, Mădălina, inspiri, bă, îți ia aerul ăsta, fii atent. Uite, încă o dată să se ridice, să-l aplaudați, faceți-i poze, mirelui. Uitați-vă la el, lebăda neagră, din paletul lebedelor, 60 de kilograme cu butonii de la cămașă cu tot, felicitări. No, și să-i faceți poze peste 3 ani. Că așa arătam și eu la nuntă, pe cuvântul meu. Cum zboa loc acum, lasă să mai ascult și de soție. Stai jos, că doar nu ești la tribunal, dau, mă înțeleg. Încă. Să mă ferească Dumnezeu. Să ne atacă. Călin, Crețu. Ce păr ai, bravo. O să țin încăruțească ea, nu contează. Doamna soacră mică aici, stați pe poziție, atentă. Aplauze aranjate! Numai ceva să facă Călin.
frate, nu contează. Opa, am uitat, doamne, tu gătești, mă. Tu faci de mâncare, adică de filău. Așa e, așa e. Nu? Nu? Dar eu m-am îngreșat că mie gătește soacră mea. Ești fosul, rai pe cuvântul. Și acum când se preduce soacră mea, ce unde te duci? Zic, la Wonderland. Zice, mergi la băute, așa e? Soacră mea, un fel de smiley pe două. Zice, unde te duci la ora asta, smiley? Cântă de unde vii la? Am văzut, a fost smiley aici. Și optimiști sunt ăștia de la Wonderland, pe cuvânt, au și Revelionul din 2034. Ziua care tu mai vii, că trei sunteți ăștia mai trăiesc, ce frumos. Ăștia și-au făcut, zice, nu contează, nu vine pandemie, nu ăsta cine e? Geo da Silva. Geo da Silva. Îți tinere și atât. Valentine's Night. Nu, no, dar vă uitați voi. Ia-i, doamne. Vă salut, numai. Drone, nu-i? Pe cuvântul meu, pe vremuri la nunți, nu știu, pe vremuri la nunți, cine venea un cameraman gata abia, un cameraman, o punea pe masă, exact, jumătate de nuntă filma numai tortul mires. Atât al filma că la developat era ciorbă de buc. Acum, gimbal, nu? Cum se numește? Gimbal. Tu ești cu deava fără film. Ai pus GoPro și îndecoțul la mireasă. Să nu mergi la pișu, că nu știu ce să vezi. Domnișoara de la Extraordinar, deci aduceam și macara, da? Trebuia să construiesc. Ați văzut Extraordinar, aici e ex... Eu vin din Cluj-Napoca. Orașul lui... Bob, Bob. Știți cum merge Bob la serviciu? Își comandă Glovo. No, nu sunt drumul în Cluj-Napoca, dar aici, pe cuvântul meu, trotuarul e pe drum, ați văzut cum îs? Așa vreau, deci tu gătești pâine, știi să faci pâine, extraordinar. În pandemie nu a pâine o fără. Ați văzut că în pandemie, ce și-o lua românii prima dată în pandemie? Făină. Făină, 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 sute de lire. Drojdie! No, aici am... Ați chemat și alți comici la nuntă? Că așa trei doamne românului mintea de bornă. Aveam sute de chile de vesti. Bă, da, ce vă lipsește? Drojdie. După aia, la o săptămână, și în farmacie intrau. Țineți drojdie? Nu, ține mai des. Dar nu poți zice că-s copii și nuntă. Dar vă dați seama. Exact ca și când faci dragoste. Ai material, dar nu se ridică. Să vă aplaudam, mirele, puteți aplauda și domnul. În sfârșit, o ca și el domnul la ceva. Aș dori să închid și eu în cinstea tinerei perechi, dar mi-am băut berea pe drum. Am luat din benzinărie, de trei ori am făcut plinul până aici, pe cuvânt din Cluj-Napoca. De unde veniți? Din Reghi. Din Reghi. Din Reghi. Socra mare. Să trăiască socra mare și cu socru mare. Aplauze, să le dea Dumnezeu sănătate. Vesel majorul. Tot al cozunterul, Danic Enter. Nu poți, trebuie să... Eu și cu vietnamezii am vorbit pe drum. Îmi aduce eu ceva de închinat? Ce, un doboștor duce? Nu s-o prins! Îți plecați chelnerii la altă sală! Asta e sala Orhideea, de ce? După mireasă. Aplauze, mireasă ca Orhideea. Trebuie numai o dată la rădăcină. Nu trebuie să-i schimbi îngrășământul. O dată din când în când. Vine-o fă până aceea. Asta e buchetul tău? Asta e cea asta alba neagră cu buchetul. Filmați-mă frumos că punem pe Facebook. Ce-i mai greu face domnișoara, nu la filmări. Noi pozăm și ne aranjăm mustața. Ați văzut pentru dumneavoastră, fotograful a făcut secă-i mustața. Ce frumos este. Cred că știu de la zilele maghiare. Era unul la zilele maghiare așa de beat că își turna berea în chip la școlar. Și a zis, bă, cum dracu, mă, are familie, are copii, ce se întâmplă cu ăsta? A doua zi am aflat că eram eu. Și a ce pe și am dat, tu cu bere, ești cu berea, cu berea. Bere artizanală, tu ți-o croșetezi, bere. Doamne ajută, un scrot, un șot din partea să putem debarasa. Aduceți-i o pahar. Mă uit la fața lui. Aduceți-i o sticlă. De asta zic că am băgat de trei ori benzină și la benzinării chestia aia. Ați observat, zice, o ciocolățică? Măi, eu și mor. 8-9 lei benzina și te întreabă, o ciocolățică? Du-vă, dracul. Eu asta am pompa 3, n-am cap de reducere, nu vreau ciocolățică. Astăzi m-a întrebat, o napolitană? Voi aveți de astea hibride? De ce mașină aveți? Un Polo. Un Polo, bravo. Cu guler? Vă rog frumos, deja că ați primit ceva plic, unde-i cutiul? Aici. Sacra!
la un nunt am fost, nu era cutie de asta, era un ficat, că trebuia la mine, că băuse atât în contează. Mă rog frumos, mă, ăștia săraci, vă spălună și dau doctoratul. Ce înseamnă? O să fie șomer, vă rog. Vă rog frumos să fiți generoși cu... Mulțumesc. Ce se află aici? Să rămână de pe mine. Să închinăm un pahar în cinste acestui tânăr cuplu care să ne noroc. Care? Doamne ajută, ce aveți mă? Vin acolo, simbolul. Și pentru nași, socri, soacri, Doamne ajută, mulțumim pentru că ați venit la această nuntă. E fală, nuntă regală, filmați, bă, să punem pe internet. E monetizat cu tucul, fac 3 euro și eu, Doamne ajută. E bun, e cu spume, cu buze. Acum, la final, așezați-vă. La final, că nu mai țin muncă până... Unde e socru mare? Câte găini aveți? Nu, chiar numai dumneavoastră e legendă, numai dumneavoastră le dați la găini? Da, deci 3. Nu că domnul are o scuză, zice, că mă duc să dau la găini și după aia mă duc și mă culc mai devreme. Dar știți cum e vorba aia? Cine se culcă odată cu găinile, se culcă și a doua oră, așa că... Reghin. Și cine conduce până la Reghin? Aveți autobuz? N-ați băut nimic? Așa cocor să toți fii. Da. Felicitări, bravo, pâine. Eu iau pâine de la Palemar. Ai bani? Pâine cu suze. Bun, glumă serio, zic mine. Zic, iau pâine de la Palemar. Aplauze, mine le zice, ai bani? Am ajuns? De când a început războiul să mă duc la Palemar, ca la casele de schimb valutar, să văd cât e pâinea. 11 lei o pâine artizanală? Pâine cu suflet, dă-vă dracu. Pâine cu suflet. Eu iau pâine gata, feliată. Nu mă lasă sufletul să o tai. O tai imediat. Gătești. Cum gătești? Eu n-am înțeles asta. Eu am vrut să gătesc o dată la nevastă mea și am pus pe Poprico, pe Poprico TV. Ăștia șmecheri au și radio, Borodice FM. Am pus să văd să gătesc. Nu, nu e așa, dragostea cuplu, să se arăți. Gătești, mă, nu-i cum pe te burger, pe te, nu? Exact. Vegan. Și eu, breaking news, Lucini Oliver, i s-a tăiat maioneza, doar. Ce se face? Dar cum e asta? Acum știi cu gătitul, cum e asta? Că cum ele sunt prietene și apoi să trag la tigaie? Eu dau Jamila. Jamila cu izin? Nu mai e în proces cu aia cu eclere, nu cu Laura Lorenz. O pierdut. Aplauze pentru mine care știe toate detaliile bucătăriei. Apropo, șampania e foarte bună, sănătate multă, putere în părțile slabe ca la cal în chef. Doamne ajută! Unde e? Unde e chestia aia unde putem lăsa o carte? Am înțeles. Apară pe terasă. Cărțile afară, de dracu. Am înțeles că așa a scris, a zis așa, deci să nu fie flori, să nu primești flori. Să... Eu m-am gândit că și buchetul mirestii o să fie o carte. Să fie Dexul. Deci nu vreau flori, aduceți cărți, atunci buchetul să fie Dexul. No, care s-a adunat în spatele mirestii să prindă Dexul? Am luat un Dex în gură, pe mine mă doare, ăsta-i bănică. Și... Da. Am zis o viitor, Thailanda, ca lună de miere, Thailanda. Se nu vine din Thailanda, așa, ai, la, la, la. Și în Thailanda. Că tăi te rog mie din Zanzibar. Dar mă scuzați că m-a urcat, dar mă duc numai să mă spăl pe picioare. Că asta e tot timpul întrebarea, lună de miere, de la Felix sau în Thailanda, ce la Felix sau la Angoșe. Copii, vă doriți, Doamne ajută, nu? Da. Să vină odată, că e momentul până zborate, letrânele, eu am doi copii pe cuvântul meu, nu aplaudați. Un copil e o minune, doi este de minune și cu soacra de tătă, da, tăiem la montare. Ăla mic așa seamănă cu ăla mare, că nici nu mai facem poze. Nu mă încurești când vorbesc în casă. Acum, mă, sau curoi, că soacra un curoi, că eu ce dracu să vorbesc? Papuașa, nu știu, așa. S-a dus la mare, la grădiniță. După prima zi a venit acasă bucuros. Zice, tată, zice, eu singur ungur dintre români. La grădi. Zic, și ce ai făcut? Zice, mi-am luat Lego și m-am pus într-un coș și m-am făcut autonom. Autonomie. Da. Soacra mea, cel puțin de câți ani o cunosc, a descoperit detergentul cu care spală oala după ce face tortul pe capul ăsta. Detergentul Ferry. Cu detergentul Ferry mai găsești românul în Vila Rivali și Vila Rahul ăsta. Deci, pe scurt, dacă o fi o binecuvântare, să fi doriți, să cine are să și crească, cine nu. Și eu cred că o să fiu tată bun, dar nu mi-a ieșit. Oricum ăsta zice că eu sunt tata lor, dar știți cum e ca matematică, mama se cunoaște, tatăl se deduce. Dați-i la școli bune să învețe, să
facă și pâine, să fie și Future Immoral World, da? Madalina Podorog.ro. Acum te schimbi Madalina Crețu? Nu, am rămas. Ai rămas la Hodorog. Hodorog. Numele de fată, măi, cel mai important. Și la copii, Crețu, Lineară, Hodorog, o să zică lumea că-s baron. În matriculă pe mine. În matriculă. Dar Crețu, dar Crețu. Dar Crețu. Și nașii să vă fie alături, să vă spună, Călin Piriș, aplauze. Nepot de soră de Pateta Piriș. Erau, eu am avut cu Sergiu Saitu Trilu Lilu Pungro, știți, Trilu Lilu Crocodilu extraordinar. Am mers la o petrecere în București, să zic și acolo bancuri, bine, acum ați 12 ani, nu știam, acum zic din experiență. Și m-a repartizat cu el în cameră, zic un sforăiat. Da? Sforăie. El, dragă nașă, da, un scris, de atunci. La 10 seara, la 10 seara, și-au pus ciorăpeii din ochi, și-au luat pijamaua, s-au spălat pe dinți, la 10 jumate, marketing, m-am dus în oraș, am venit la 4, București, dacă București e oraș, Florești e cartier. În fine, deci aveți părinți spirituali, să-i ascultați și să... Căline, dragă! Ce când te voi cu... Papion, așa, și... Da. Madalina, ai tras văzut. Casă de piatră, căsnicie frumoasă. Și când o fi mai rău, așa să fie. Vă mulțumesc pentru atenție, au fost Nicu Bendea. Să pot face poze și cu mine. Cincirei. Azi am fost la Moara de Vânt. Și chiar și deschis o cămilă acolo la Moara de Vânt. Și au venit trei doamne. Zice, putem să ne facem poze cu dumneavoastră? Zic, da. Zic, da, de ce cu cămilă? Ce la cămilă e cu bani. Sănătate multă, Doamne ajută, casă de piatră și să ajutăm să pornească cu dreptul în viață această tânără pereche, punându-le în acel seif și fără inspirim. Doamne ajută, fără număr, fără lacă. Muzica maestră! V-a plăcut Casa de Piatră Mirilor? Asta fac eu la anunț. Nu mai îmi scrieți mesaje, nu mai mă sunați. Nu mă duc nici de taroste, nici de staroste, nici de pornostaroste, nici de vornic, nici de zvornic, nici de MC. Nu tai tortul, nu prezint tortul miresii. Nu, asta fac eu la anunț. Mă duc un program de 15-20 de minute de glume adaptate la materialul clientului. Adică ați văzut, cu specificul mirelui, cu specificul miresei. Cu asta merg eu la anunț. Nu merg staroste, nici porno staroste, deși... Dar la mine la nuntă vin? Vin ca la și staroste. Tine. Ca și sta... vin. Nu, vin. Că n-aș n-ai bani. Nu viu nici de dănaș.